Bună, dragi copii! Astăzi vă fac cunoștință cu doi iepurași năzdrăvani, Buffy și Cody. O vară frumoasă se așternuse peste pădurea de la marginea orașului, care găzduia animale din cele mai diferite. Cât era ziua de mare, veselia și distracția erau la ele acasă, printre tufișuri, unde putea întâlni doi pui de iepurași năzdrăvani, Buffy și Cody. Cei doi erau buni prieteni, aveau casele apropiate și încă de mici părinților le-au oferit diferite ocazii în care să se joace unul cu altul, astfel că au fost împreună de multe ori în căutarea noilor aventuri. Aceste ocazii au fost uneori un motiv și un loc bun pentru a se juca, dar au avut parte și de experiențe mai puțin plăcute. Într-o zi au dat peste casa cu metrei vulpe, care de îndată ce i-a văzut a stat la pândă ca să-i înhase cu cea mai bună ocazie. Noroc cu vulturul Flynn, care plutea în înaltul cerului și care a văzut cum cei doi micuți sunt în pericol. Așa că s-a coborât cu o viteză amețitoare, iar zgomotul produs de el a speriat-o atât de tare pe vulpe încât a intrat în vizuină în câteva secunde. Ce s-a întâmplat, Flynn?" întrebă Cody. Nu sunteți deloc atenți. Ce căutați aici așa departe de casă?" răspunse Flynn. Am venit să ne plimbăm și să ne sucăm," răspunse Buffy. Era cât pe ce să vă înhațe vulpea. Cred că ar fi timpul să vă întoarceți spre casele voastre." Mulțumim, prietene Flynn," spuseră în cor cei doi iepurași. Cu multă voie bună și cu peripeții treceau zilele celor doi prieteni, iar familiile lor erau la fel de apropiate. Într-o seară însă, când au ajuns acasă cei doi iepurași, și-au găsit familiile întâmpinându-i pe aleea dintre cele două case. Buffy și Cody au început să-și pună niște semne de întrebare, pentru că fețele părinților erau altfel decât de obicei. Le dispăruseră zâmbetul. Copii, poftiți în casă, spuse mama lui Buffy. Avem ceva de discutat cu voi. Cei doi erau siguri că părinții aflaseră de vreuna dintre peripețiile lor și poate de asta erau supărați. Nici prin gând nu le trecea motivul pentru care s-au întâlnit. Dragii mei, vreau să vă spun ceva mai puțin plăcut, spuse mama lui Buffy, în timp ce toți erau ațintiți cu privirea la ea. Te ascultăm, mamă, răspunse Buffy. Începând de săptămâna viitoare, se vor petrece niște schimbări în viața noastră. Buffy, tu știi că bunica este bolnavă de ceva timp. Vine toamna în curând și nu se poate descurca singură, așa că am decis să ne mutăm la ea. Pentru o săptămână? Întrebă Buffy. Nu, dragul meu, pentru cât va fi nevoie. Nu putem să o lăsăm singură. Știu că e greu pentru tine, dar nu avem alternativă. Auzit despre ce este vorba, Cody și Buffy s-au privit unul pe celălalt și au izbucnit în plâns. Au alergat spre ușă și au plecat în grabă cât mai departe de casă, fără să asculte strigătele părinților care îi chemau înapoi. Nu puteau să accepte că în curând nu vor mai fi împreună. Nu mai putem fi prieteni, zise Cody printre lacrimi. Cred că eu nu știu asta, răspunse Buffy. Nici nu vreau să mă mai întorc acasă. Am o idee, zise o veveriță pe nume Alfie, care le ascultase conversația. Vulturul Flynn vă poate duce scrisori de la unul la celălalt și să nu uităm că puteți să vă mai vizitați din când în când. Prietenia voastră poate rămâne la fel dacă vă doriți cu adevărat asta. Distanța nu trebuie să devină o problemă. Când au auzit cele spuse de veveriță, celor doi le-a apărut din nou zâmbetul pe față, au analizat bine ideea veveriței și au fost de acord cu aceasta. Nu trebuie să ne pierdem curajul și prietenia pentru astfel de situație,
vei rămâne mereu cel mai bun prieten al meu, indiferent că ești aici cu mine sau că ești departe, spuse Cody. Face tot ce de asta am putință să fim la fel de apropiați și măcar vom avea mai multe de povestit și mai multe de arătat atunci când ne vom întâlni, răspunse Buffy. După această discuție, cei doi s-au întors acasă și le-au spus părinților ideile acestea. Familiile lor au fost perfect de acord să-și sprijine. De atunci au trecut mulți ani, iar cei doi păstrează prietenia dintre ei la fel de puternică cum era când locuiau în vecini. Îi scriu des, vorbesc la telefon și se vizitează de câte ori au ocazia.